comunicarea, am văzut că scazează, 3-4, în dependență câte persoane. Acum, la moment, avem 28. Catarie, 25 de persoane. Restul, 5 persoane, trebuie contraplată. Însă, știți, acum avem puțin mai mulți contraplată decât beneficiari cu 75%. Contraplată sunt persoanele care au copii și nu pot ca să îngrijească de părinți. Și sunt mai multe persoane care sunt uite la fapt. Și răzic, copiii activează și nu pot, nu din cauza că ei nu pot să caute sau îi refuză ca să îngrijească de părinți, dar din cauza că simt că trebuie să fie îngrijit, să aibă cineva, dar ca să... Și aia, de ce sunt cazați la noi aici contraplată? Aia și la moment avem 29. Când degerează, atunci sunt internați aici la noi la zi. Comisia este pe lângă Consiliul Regional, e format casele de bătrâni și comisia. Известно, и я знаю, чем заниматься с ним, уже лечение, потому что, знаете, они не знали, что здесь, что такое уже в районе, и там они говорят, что сейчас вот здесь. Вот, взяли пробу уже, сейчас поставили. Sunteți colegi de cameră aici, da? Ca studenții așa. Da, ca la școală. 2-3. Da. Eu nu îmi trebuie timp. Eu singur am vrut ca să nu aș fi măcata. Dar nici nu știu ce am numai, nu știu ce m-am mai dat. Dar ce vă dor, genunchi sau nu? Nu, 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 начала больше уже тратить деньги на... Să luăm asta, ia că e ca să vorbiți, am lăsat o lecție cât de vorbă, avem oaspeți pe Ana. Avem un oaspeți, nu îți pierde. Doamna Timofie, vezi tu? Doamna Timofie, da. E ca la ucinic, doamna. Da. Ați cunoscut pe mama mea? Mama Ileana, cu mama soțului, da? Da, da. Să mă nasc cu mama Ileana. Ok. Ați lucrat la același colectiv, da? Da, la câmp. Ați lucrat la deal împreună cu mama, da? La normă, cu oșa, cu încercul, să se bat pe și am doia măcar. Am ca și putru, ca și la zâmbosă. Am fost la normă. Земное, я не религиозный, ресурсный, я езжала. И так вы помните, когда миг, как вас попытаться спонуть ездила. Instituție. Am vrut să discutăm cu ei, am vrut să
le aducem o rază de lumină și fiindcă ni s-a spus că duc dorul, că așteaptă foarte mult aceste momente de a comunica cu cei de acasă, cu angajații, cu oaspeții. Și ei ne numeau inspecție, dar noi am zis că nu suntem inspecție, suntem oaspeți. Am venit să vă vedem, să vă auzim durerea, să vă alinăm cum putem. Și sigur că sprijiniți de mai multe persoane, mai mulți oameni de bună credință și instituții cu care colaborăm, am adus și niște bunuri materiale, haine pentru femeile de aici, obiecte de igienă, produse cosmetice, produse alimentare. Ce am văzut avem? Și niște cărți. Cărți. Cărți în limba română, cărți și în limba rusă, dacă nu știam chiar exact contingentul, dar contingentul oricum se mai schimbă. Și ne dorim ca să, pentru cei care sunt apți de a citi, să-și aline, să-și folosească timpul pentru a citi ceva plăcut pentru suflet. De ce ați venit la acest azil de bătrâni? Am venit fiindcă întotdeauna vrem să fim alături de oamenii care sunt mai triști și atâta cât ne stă în putere. Sigur că este mult mai mult nevoie decât noi putem să ajungem în diverse localități. Ne-am dorit să venim și în localitățile mai îndepărtate de Chișinău, unde vin mai rar oaspeți și suntem mulțumiți că am putut să ajungem. Și două premărgătoare, iată, că ziceam de ce aici am adus, încă sunt persoane care au nevoie de acest sprijin pentru a se deplasa cât de încet pot ei. Ni s-a spus că au nevoie și am făcut rost și le-am adus aceste două premărgătoare. Și cu câteva cuvinte de alinare, cu câteva obiecte de care ei au nevoie. Ne-am susținut și de această dată, iată, rețeaua Casă Curată, care ne susține și cu alte ocazii. Doamna Șafag Ulieva, împreună cu doamna Natavana Lieva, care este soția ambasadorului Azerbaijanului în Republica Moldova, și doamna Șafag Ulieva, care este soția președintelui Congresului Azerilor în Moldova. Ne-am bucurat că ni s-a propus această susținere și eu zic, dar noi vrem să mergem departe de Chișinău, sunteți de acord? Da, desigur, suntem de acord să mergem să susținem aceste persoane în vârstă. Și iată, asta a fost gândul nostru, asta a fost scopul, împreună, iată, și cu doamna Alina Matei, care de multe ori este inițiatoare, de multe ori suntem noi inițiatori și dumneavoastră este alături de noi. A colectat aceste cărți, a lansat o campanie despre care cunoașteți și mână de la mână, cum se spune la noi, s-au adunat mai multe lucruri de care acești oameni au nevoie și noi ne bucurăm că am ajuns și le-am adus până aici.